În această după-amiază, Cristian îi povestea Antoniei că a avut un semn și zicea că era la duș, era un elastic de păr rotund și după ce a dat o dată cu dușul pe el, s-a transformat în infinit. Și povestea că mama lui crede în semne, în inimi, în cafea și lucruri de genul acesta și cumva l-a pus și pe el pe gânduri faza cu elasticul de păr. Și Antonia zicea că și ea crede, sunt de fapt niște ghizi spirituali, și cele mai multe semne îți apar atunci când se produc schimbări în viața ta sau când ai de luat niște decizii. Și Cristian spunea atunci când ești cumva într-un punct în care nu știi ce să faci pe mai departe, atunci poate apar aceste semne să te ghideze. Iar Antonia zicea că ea la lavalieră are, apropo de semnul infinitului, cifra 8 care pe plan uh, orizontal uh, înseamnă infinit.